Și acum este expus, vine și Rodriguez. Matei trece de Brown și pasează excelent lui Crețu. Șansă pentru Dinamo, care înscrie prin Gianni Crețu. În inferioritate numerică, 2-3, mare eroare a lui Christopher Brown. Ce gol reușește să marcheze acest fotbalist atât de criticat, Gianni Crețu. Gianni Crețu este la prima lui reușită în Liga 1. Greșeală mare de tot a lui Christopher Brown. 3-2 pentru Dinamo când suntem la jumătatea reprizei secunde. În general, portar sigur, care are o contribuție importantă la rezultatele echipei lui, astăzi Eduard Pap n-a apărat nimic. Ba mai mult, a și greșit decisiv la...